Bine v-am găsit și bună să vă fie inima, dragii mei, sunt Bogdan Curta și vreau să vă arăt decorul pentru filmările mele, pentru setul de muzică ușoară, dar nu despre orgiile astea minunate pe care eu vi le aranjez, v-am vorbit, v-am păcălit, vedeți, era doar un ecran, realitatea e aici, capturată de camera asta video, care transmite imaginea aici. Dar nu v-am făcut videoul ăsta ca să vă vorbesc despre date tehnice, ci această lumină, acest joc de lumini, această aparentă antiteză dintre acest contrast dintre lumina albastră și lumina roșie. Acestea m-au inspirat să cuget și să vă împărtășesc și vouă ceea ce am gândit eu. Este feric acest contrast, această combinație și simbolizează foarte bine natura umană, între tristețe și bucurie, între depresie și extaz, între dezamăgire și împlinire, între îndoială și credință. Acest bucium, acest caracter dual al nostru, este garanția și condiția vieții. Mă îndoiesc de ce exist. Cuget, gândesc, încerc să discern și să aleg între două lucruri aparent opuse, deci exist. Doar o piatră nu se zbuciumă, doar o piatră nu simte, doar o piatră nu râde, doar o piatră nu plânge, doar o piatră nu gândește, dar o piatră e moartă. Noi suntem oameni, suntem vii, suntem mereu pendule suspendați undeva între teluric și celest, undeva între materie și spirit, undeva între materie și antimateria luminii, din splendoarea veșnică a angelicității. Asta trebuie să fie valoarea supremă a patrimoniului spiritual al umanității. Viața trăită vibrând între roșu și albastru, între lumină și crepuscul, între materie și antimaterie, între trup și între spirit. Dragii mei, lăsați mereu să câștige calea luminoasă a echilibrului. Nu cădeți în această capcană a noilor manipulări corporatiste care vor să vă facă cei mai buni executanți, oameni ai cifrelor, oameni care să-și facă doar datoria într-un mod robotic, până când vor deveni și ei roboți, dezumanizați și, practic, rupți, dezrădăcinați de tot ceea ce mai este omenesc, vibrant și tot ceea ce mai înseamnă suflet în voi. Bineînțeles, companiile vor să vă facă cei mai buni executanți, vor să vă facă cei mai buni muncitori, să nu mai aveți prieteni, să nu mai aveți timp, pentru că asta vă răpește prietenia și familia, vă răpesc orele de muncă și dedicația, devotamentul dat măreței companii. Nu vă sună asta oare a comunism? Nu vor ei să construiască astfel ceea ce în mod utopic au încercat să realizeze comuniștii în încercarea lor deșartă de a duce lumea pe culmile apocaliptice ale utopicului socialism într-o banală și penibilă și inexistentă societate socialistă multilateral dezvoltată? Oare nu asta încearcă să facă cu voi? Nu vă temeți să trăiți, nu vă temeți să plângeți, nu vă temeți să râdeți. Este firesc să fie așa. Fiți oameni vii, nu fiți ca și pietrele. Luați o carte în mână și citiți. Sunt foarte mâhnit să văd că noua generație nu mai citește, nu mai iau în mână o carte de cultură, de literatură clasică, despre Biblie nici nu mai vorbim. Și nu uitați că unde dragoste nu e, nimic nu e, dar Dumnezeu înseamnă dragoste, deci unde Dumnezeu nu e, nimic nu e. Rămâneți în preajma oamenilor care vă iubesc și vă apreciază. Faceți ceea ce vă place, așa cum am făcut și eu aici. În curând vor fi gata ritmurile și tonurile pentru muzică ușoară, pentru orgiile astea minunate. Cei care mă urmăresc și
Mă cunosc și îmi cunosc muzica, știu la ce mă refer. Cei care nu sunt din domeniul acesta pot să tragă învățătura că e minunat să trăim așa cum ne place, respectându-i, bineînțeles, pe ceilalți. Trăiți între oameni care vă iubesc, între oameni care vă apreciază, pentru că asta contează și mai mult, v-am spus și în videoul anterior. Fiți mereu într-o căutare a frumosului, într-o căutare a dumnezeirii. Nu trebuie neapărat să striviți corola de minuni a lumii. Ce farmec ar mai fi avut imaginea asta? Dacă eu m-aș apuca acum să separ cele două lumini, pot foarte simplu să sting lumina roșie, să sting lumina albastră, să analizez spectrul de culoare, chiar dacă stau bine să mă gândesc, am și cu ce să fac asta aici. Dar ce farmec ar mai avea toate astea? Dragii mei, Lucian Blaga spunea să nu strivim corola de minuni a lumii. Avem atâtea lucruri minunate de învățat din ceea ce facem, din lucrurile banale, din îngemânarea asta de culori. Și în final vreau să vă recit o poezie pe care eu am scris-o, se numește Culori și care este prezentă în volumul meu de versuri și aforisme intitulat Dor de primăvară. Poate că ochii noștri nu ne spun tot. Poate că în alte lumi există și alte culori. Și dacă cerul înalt ar fi licoare verde, amară, oare nu în verde am găsit aripi? Și dacă frunzele pădurii ar fi mereu cenușii, oare nu cenușiul ar însemna viață? Neputând să înțeleagă o astfel de lume, mulți ar încerca să spargă toate oglinzile. De ce să ne răzbunăm pe oglinzi? Fiecare ciob ar deveni o altă oglindă. Să fiți iubiți și să iubiți. Doamne ajută!